dragii mei, mă bucur din nou să ne vedem în ziua de duminică, mai cu seamă în prima duminică după postul cel mare. După ce am petrecut sărbătoarea, putem să-i spunem așa, a începutului lumii acestea, prin duminica ultima din postul mare, s-a mai numit și duminica iertăciunii, ne-am luat iertare cu toții la Sfântul Post, ne-am cerut iertare, am cerut să fim iertați și ne-am amintit încă o dată de rugăciunea domnească în care însuși Mântuitorul Hristos ne îndeamnă să-L numim pe Dumnezeu Tatăl și ca să-L avem așa, condiția este să iertăm oamenilor precum și ei ne iartă nouă greșelile noastre. Și chiar astfel și cerem în una din cerințele acestei rugăciuni numită domnești. În perioada prima a Sfântului Post, noi am reușit de acum cu dumneavoastră unii dintre noi să ne împărtășim, am reușit să ne umplem de sfințenia lucrătoare a acestei primăveri duhovnicești, așa cum primăvara, dacă vă amintiți, noi așa am numit la început această perioadă a Sfântului Post, noi ne umplem plămânii de aer curat, ne umplem simțurile noastre de mirosul florilor și numai decât de întreaga natură care le învie. Astfel, este chemat și postul mare să fie lucrător în noi. Și deci această săptămână, de acum, prin lucrarea care am reușit să o facem cu dumneavoastră, ne-a întors din nou la Hristos, ca să ne numească El fii ai celui prea înalt, fiii săi. Și de fapt atunci când noi venim cu ascultarea, ceea ce n-a făcut Adam în raiul când era, ceea ce n-au făcut Eva în rai când era, noi ne întoarcem sau ne refacem fiii lui Dumnezeu. Adam a avut o singură poruncă. Noi avem mai multe. Ne-a pus biserica la începutul postului înainte raiului și pe noi ca pe Adam să ne simțim în lumea aceasta izgoniți din casa părintească și de fapt nu din pricina cumva că Dumnezeu și-ar fi schimbat dragostea sa față de noi pe mânie, dar din pricina că noi ne-am făcut neascultători de una din singură poruncă. Cum zice triodul, Adam o singură poruncă a avut și încălcând-o s-a lipsit de raiul. Iată de ce noi alături de porunca ascultării, pentru că asta a încălcat-o Adam în rai, în această perioadă am mai adăugat și postul, ajunarea, am mai adăugat și milostenia. Am pus numai decât lucrătoare rugăciunea. Asta înseamnă convorbirea cu Dumnezeu. Noi am încetat de a mai vorbi cu păcatul sau prin păcat cu diavolul, cum a făcut Eva atunci când a fost încercată de diavol în dialog. Ea a conversat cu diavolul și atunci și-a schimbat gândurile. Imediat i s-a deschis alți ochi, ochii care au privit la pomul din rai, din care Dumnezeu le-a poruncit să nu mănânce, care zic părinții că era smochinul. Și i s-au părut frumoase la chip Evi, după dialogul cu diavolul, altfel și numai decât și înșelătoare. Și de atunci, sau din acei pricină, noi cu dumneavoastră ajunăm ca să ne arătăm ascultători cu Dumnezeu. Ne rugăm pentru ca să conversăm în rugăciune numai cu El. Prima și până la a patra zi din perioada postului primei săptămâni, noi cu dumneavoastră, cu canonul cel mare a Sfântului Andrei Criteanu, sara la povecerniță, am reușit să aducem sau să readucem întreaga istorie sfântă pe care ne-o propune în canonul acesta mare de 200 și mai mult de tropari Sfântul Andrei Criteanu. Am reușit să vedem chipurile sau exemplele celor drepți de care ne vorbește Sfântul Andrei, că aceștia, zice el, s-au arătat ascultători de Dumnezeu și au dobândit raiul. Însă tu, pentru că sufletului său se adresează Sfântul Andrei din Creta, suflete al meu, nu te-ai asemănat acestora. După cum ne arată Sfântul Andrei Creteanu și pe cei care, din pricina păcatului, după Adam, s-au făcut și ei înstrăinați de chemarea lui Dumnezeu. Celor de pe urmă te-ai asemănat, care s-au arătat neascultători, suflete al meu. Și ne enumără din nou o mulțime de personaje care, de fapt, într-o măsură ne sunt cunoscuți nou celor care frecventăm biserica. Acum am avut miercuri și vineri liturghia darurilor mai înainte sfințite, care, de fapt, să știți că sunt prezente în toată perioada Sfântului Post. Se numesc așa, adică liturghiei mai înainte sfințite, după redacția Sfântului Grigori, dialogul Papa Romii, pentru că aceste liturghii
au sfintele daruri sau agnițurile care s-au binecuvântat sau sfințit duminică în ajunul fiecarei din săptămâni. Iată, în această duminică, noi de acum am sfințit două agnițuri pentru miercuri și vineri în această perioadă a săptămânii în care o să vă așteptăm la taina Sfintei Împărtășanii. Și numai decât avem și pentru marți, în această săptămână, când o să sărbătorim pe Sfinții 40 de mucenici. Deci în săptămâna care ne stă înainte, am să avem trei liturghii a darurilor mai înainte sfințite. Marți, miercuri și vineri. Aici de obicei se împărtă și cei maturi, pentru că darurile sunt păstrate pe Sfânta Masă, Sfântul Agneț, care se adapă cu sângele Domnului Hristos din Sfântul Potir, și apoi se rezervează pentru credincioși care vin să împărtășească în aceste zile. Este o tradiție la unele din mănăstiri și mai cu seamă și în Muntele Athos de a se face această liturghie chiar seara, pentru că ea se face la vecernii. Noi rânduim să o facem dimineața, pentru că mai ușor le este credincioșilor să ajuneze, până seara este greu. Și este o liturghie minunată, la care se cântă toate ale postului. Noi vă rânduim să veniți numai decât la unele din aceste liturghii, dacă reușiți în această săptămână, ca cel puțin să vedeți cam cum este sau cum rânduiește biserica și această liturghie, cu multă purtare de grijă, ca să nu ne lipsim de pomul vieții, ceea de ce s-a lipsit Adam din pricina neascultării și din pricina nepăstrării poruncii lui Dumnezeu. Împărtășania este de fiecare dată, de fapt, mâncare cerească. Sau, dacă vreți, participarea noastră la cina lui Hristos și numai decât dăruire de către Hristos a bunătăților celor veșnice, a mirindilor vieții veșnice. Sâmbetele din Sfânta Perioada Sfântului Post până la săptămâna a cincea sunt sâmbetele în care îi pomenim pe cei răposați din veac, pe părinții și frații noștri, pe cei care îi iubim, pe cei care, biserica zice, s-au mutat într-o nădejde a învierii și a vieții de veci. La fel, în aceste zile a săptămânii obișnuite, cum am avut și în această săptămână, noi am pomenit și pomelnicile. Adică avem o purtare de grijă deosebită pentru cei răposați. Pomana sau milostenia este nu altceva decât ținerea în minte de către noi a faptului că și Dumnezeu, pe care vrem să-L facem milostiv pentru cei răposați și pentru noi, este Tatăl al milostenii. Și El zice, dacă vă amintiți, noi am vorbit, dacă hrăniți un om flămând, pe mine mă hrăniți, dacă îmbrăcați un om gol, pe mine mă îmbrăcați, și celelalte rânduite în una din duminicile pregătitoare, numită Duminica Lăsat Secului de Carne, duminica care s-a numit și a judecății de apoi. Iată de aceea biserica îi pomenește ca încă o dată să ne aducă într-o înțelepciune a minții pe noi, după ceea ce ne spune Scriptura, ține minte ultimul ceas al tău și în veac nu vei greși. Dar avem și o minunată Evanghelie în această duminică, prima din post, numită Duminica Ortodoxiei. Eu am să vă mai spun și de ce se numește așa. Știți că ortodoxis înseamnă dreaptă credință sau slăvire dreaptă a credinței noastre. Și deci în această duminică avem Evanghelia minunată în care Hristos Mântuitorul îl cheamă la propovăduire pe Filip, care era din Betsaida. La rândul său acesta îl cheamă pe Natanael, căruia îi spune despre Hristos. Și vedem, dacă doriți să ascultați textul, pentru că ce este Scriptura, de fapt, sau ce este Evanghelia? Este nu altceva decât când Hristos ne vorbește nouă. Înainte de a se citi Evanghelia, noi așa ne rugăm, pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie. Pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Și de atât zicem, Doamne, spune-ne. Iată acum vă spune Hristos. În vremea aceea a vrut Iisus să meargă în Galileea și a găsit pe Filip. Și i-a zis, vină după mine. Și Filip era din Betsaida, din orașul lui Andrei și al lui Petru. Filip a găsit pe Natanael și i-a zis, am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și au scris prorocii. Pe Iisus, fiul lui Iosif, din Nazaretul Galilei. Iar Natanael i-a zis, din Nazaret, poate să fie oare ceva bun? Și Filip i-a răspuns, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind către dânsul și a zis despre el, iată cu adevărat israeltianin în care nu este vicleșug. Natanael a întrebat, de unde mă cunoști? Iar Iisus răspunzând i-a zis, mai înainte ca Filip să te cheme, te-am văzut când erai sub smochin. Răspuns au Natanael și i-au zis, rabii, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Împăratul lui Israel.
Răspuns au Iisus și i-au zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Mai mari decât acestea vei vedea lucruri. Apoi a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum veți vedea cerul deschizându-se și pengerii lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Iată, în Evanghelia aceasta, pentru că e important să o tâlcuim într-un fel în care să fie înțeleasă și pentru noi, Hristos Mântuitorul, în fața lui Natanael, ca și a lui Filip, care l-a chemat pe Natanael la Hristos, ne arată că Dumnezeu nu se înstrăinează de nimeni. Că dacă l-a văzut pe Natanael, acesta era sub smochin. Dacă vă amintiți, în raiul, anume din smochin, Adam și Eva au mâncat, zic părinții, fiind smochinul simbolului poporului lui Israel, a izraelitenilor. Și acum acesta, sub smochin, Natanael, avea o meditație, cum avem și noi de multe ori, stăm și ne gândim, oare lucrurile tate sau lumea aceasta, sau viața mea, viața copiilor mei, ce este, ce va fi până la urmă cu toate acestea? Oamenii care le au pe cele înalte, de care meditează de cele înalte, de cele veșnice, numai decât primesc răspuns. Și Natanael, când a venit în fața lui Hristos, întâi, deci aflând că este Hristos din Nazaretul Galilei, cum am spune noi, cineva, știu, dintr-o regiune pe care nu prea o cunoaștem sau o știm bine, dintr-o regiune uitată de toată lumea, din Transnistria poate fi ceva bun, de exemplu. Transnistria, de fapt, este nu altceva decât un popor al lui Dumnezeu. Și așa a zis și Natanael, ce poate fi din Galileea, din Nazaretul Galilei? Pentru că era un oraș înapoiat, aici era Galileea numită a neamurilor, adică o asimilare a multor neamuri, pentru că știm ce înseamnă poporul lui Israel sau Natanael fiind israelteanin, ei își păstrau curățenie neamului lor. Erau cineva care se considerau mai sus decât toți ceilalți și așteptau pe Mesia, care credeau ei că le va da domnia pe întreaga lume. Așa îl vedeau ei pe Mesie, lucru pentru care și l-au răstignit pe Hristos. Hristos a zis că împărăția mea nu este din lumea aceasta și n-a vrut să fie numit sau înălțat ca un lider a acestui popor politic, pământesc. Și atunci Hristos îi zice lui Natanael, că acesta totuși s-a înfățășat în fața lui. Eu te-am văzut când erai sub smochin. Și Natanael nu mai a avut nevoie de alt cuvânt al lui Hristos, pentru că știa că nu putea fi văzut de către nimeni și nimeni nu putea ști gândurile lui care le medita el, care le gândea atunci când era sub smochin. Și îndată i-a zis lui Hristos, Ravi, ceea ce înseamnă învățătorule, tu ești fiul lui Israel, tu ești fiul lui Dumnezeu. Și atunci Hristos i-a zis, după cum știți ultimele cuvinte, adevărat, adevărat vă spun, că de acum veți vedea cerurile deschise și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorindu-se peste Fiul omului. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă lui Adam în duminica trecută i s-a închis raiul din pricina neascultării și a fost izgonit din raiul, acum lui Natanael, ca și nouă cu dumneavoastră, celor care o săptămână întreagă cu postul, cu rugăciunea, cu meditația, cu faptele bune, ne-am sârguit, ni se deschide raiul. Nu mai trebuie să ne asemănăm lui Natanael, să mergem și noi la chemarea lui Hristos. Acum am vrut să vorbesc puțin și despre faptul de ce numim Duminica Ortodoxiei sau se mai numește sărbătoarea aceasta și Duminica Icoanelor. Nu vreau să vorbesc de datele istorice pentru că ele toți sunt importante. În Constantinopol, după prima săptămână Apostolului Mare, se făcea o sărbare deosebită. Ieșea tot Constantinopolul, veneau toți episcopii din toată patriarhia și participau la una din slujbele frumoase, închinate, deci biruinței asupra păcatului și numai decât a biruinței asupra păgânătății a Bisericii lui Hristos. În felul acesta se scoteau de către toți slujitorii, mai cu seamă de către episcopi și preoți, sfintele icoane, cei care mai ales s-au arătat într-o măsură mai mare sau mai mică, dar prin ele Dumnezeu a săvârșit diferite minuni. Numai decât sceptrul împăratului cere Sfânta Cruce, steagurile, cu toate acestea se făcea mari procesiuni și numai decât să cânta și un tedeum special numit deci în cinstea Ortodoxiei acest tedeum, unde încă o dată se binecuvânta credința ortodoxă și dădeau anatemii sau diavolului, cei care s-au răzvrătit, cei care s-au lepădat de dreaptă credință, deci
Nu pentru că noi sau biserica blastemă, ci pentru că aceia singuri au mers într-acolo. Veniți, binecuvântați-i părintelui meu și moșteniți cele care sunt gătite vouă. Așa vorbește Dumnezeu celor drepți. Veniți. Veniți înseamnă, mergeți voi, voi mergeți. Eu nu vă împing, eu nu vă selesc. După cum și duceți-vă de la mine blăstămaților. Cui vă zice Dumnezeu? Celor pe care astăzi biserica anatemizează și cei care singuri și-au ales calea îndepărtată de Dumnezeu. Adică ei nu sunt în stare să stea în preajma lui Dumnezeu. Pe un ateu nu îl poți pune nici în fața unei icoane. Pe un ateu, ateos înseamnă cel care se împotrivește, așa se traduce din limba greacă, se împotrivește conștient lui Dumnezeu. Nu îl poți pune nici în fața Sfintei Cruci, pentru că crucea este, zice Apostolul Pavel, nebuniei. Dă-mi pace, lasă-mă în pace. Eu am văzut, și istoria ne vorbește de un care Iulian Apostatul, care s-a rebotizat. Și a făcut pentru asta o scenă mare, copaci, din unde prin sângele unui bou și-a spălat haina botezului, acest Iulian Apostatul numit. Și apoi, în timpul luptei, a fost pedepsit de o săgeată care a venit din nord, din cer. Acesta trăgând, de fapt, cu arcul în cer, ca să lovească în Hristos, zice tradiția. Și acei săgeat s-a întors înapoi în el, după care el a strigat, tu m-ai biruit, Galileanen. Deci, deschis, a anunțat războiul lui Dumnezeu. Cum, de fapt, cu păreri de rău și ateismul, care nici de cum n-a putut fi numită știință și slava Domnului, că azi este ștearsă de pe fața pământului, mai cu seamă din fostele țări a fostei Uniunii Sovietice, pentru că o negație nu poate fi știință. Și cei care vă mai țineți încă și mai spuneți, dar eu sunt ateist, aceia spuneți o nebunie, pentru că dumneavoastră nu știți ce spuneți. Ateos înseamnă mă împotrivesc lui Dumnezeu. Deci eu mă împotrivesc lui Dumnezeu? Și tot spune că Dumnezeu nu-i. Păi stai, Iulia, că dacă tu te împotrivești, înseamnă că Dumnezeu este, pentru că nu poți să te împotrivești la nimic. Dar dacă Dumnezeu este, ce înseamnă a te împotrivi? Înseamnă elementar nu altceva decât a face ceea ce a făcut dinița sau păcatul satanei de la început sau sunteți demni sau nu dă-i Dumnezeu, sunt demni, tare nu ar fi de dorit. Aceia să audă cuvântul, duceți-vă de la mine blăstămaților. În iadul cel veșnic pregătit, nu vouă, dar voi l-ați ales, dar este pregătit diavolilor și îngerilor lui. Să nu uitați, vă rog, că fiecare dintre noi este arhitect propriului rai sau fiecare dintre noi este arhitect propriului iad. Când te întâlnești cu un om, zici, măi, omul ăsta e cu har de la Dumnezeu. Uite cât e de frumos să vorbești, uite cât e de cutâlc vorba lui, uite câte mări inimii, uite câte dorințe de a sluji oamenilor. Și invers, cei care se împotrivesc lui Dumnezeu, aceia numai decât se împotrivesc și oamenilor, semenilor, să străduie să-i mintă. Nu au adevăr niciodată în ei, să străduie să înalță deasupra lor. Și aceștia, invers, noi spunem, mă, omul ăsta are atâta negativism, că nu pot sta deloc în preajma lui. Iată, acestora biserica azi le zice anatimă. Mai cu seamă că aceștia, în plin sens a cuvântului, în perioada istorică, deci de când este propovăduită biserica, s-au împotrivit și conștient, deci au schimbat adevărul lui Dumnezeu cu minciuna. Și totodată biserica pune înaintea Sfintele Icoane. De ce? Ce este icoana pentru noi? De ce? Icoanele azi sunt deosebit cinstite. Pentru că icoana este ceea ce a zis azi în Evanghelie Filip lui Natanael. Vino și vezi. Ce înseamnă vino și vezi? L-am găsit pe Mesia, despre care spune Moise și prorocii. Dar de unde? Cine? Din Galileea. Dar tu vino și vezi. Iată icoana. Ce înseamnă vino și vezi? Ce înseamnă icoana? În limba greacă, deci icoană, pentru că asta e în limba greacă, noi traducem, dacă traducem în slavonă sau în limba română, chip, iar în limba slavonă înseamnă lic. Ce înseamnă lic? Licavati, cred că ați auzit și dumneavoastră ce este, a te bucura. Deci icoana nu este altceva decât atunci când noi închipuim ceea ce am văzut și închipuim în felul în care, de exemplu, chipul lui Hristos este prea mărit, este prea slăvit. Sau dacă vorbim de o scenă, de exemplu, întoarcerea fiului risipitor. Cine dintre noi nu poate să vadă în icoana aceasta în chipul tatălui care își primește fiul acasă, sănătos, dar până la urmă, în felul în care el singur s-a adus pe sine în pământul cel departe, când sluja în unui gospodar de acolo din pământul departe, adică diavolilor,
cu patimile care numai și numai la tinerețe noi le avem în stare aceea când ne spare că toate. Sunt, noi toate le dobândim și repede le consumăm. Cum și fiul risipitor păștea porcii, asta înseamnă patimile, și repede le-a consumat. Cine dintre noi nu poate să vadă în fața acelui fiu risipitor pe sine? Oare noi cu dumneavoastră din tinerețele noastre n-am cheltuit tot ce ne-a dat Dumnezeu în zadar? Noi acum ne mai gândim la timp, adică eu când am de acum 50 și ceva de ani, aproape de 60, dar până l-a dat la tinerețe, hai cumva să petrecem timpul. Cum să-l petreci? În zadar, în zadar. Cuvântul praznic, care tare ne place nouă. Am făcut un praznic, zic chiar și pentru cei răposați. Vine de la cuvântul praznosti. Și iată una din rugăciunile, sau prima cerință a rugăciunii Sfântului Efrem Sirian Apostolului, anume este referitoare la această, dacă vreți, patimă, sau până la urmă, petrecerea timpului în zadar. Unde Sfântul Efrem Sirian zice, Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăviei, praznosti înseamnă trândăvie. Și atât nu cam ne place să vorbim despre praznici, pentru că țineți minte, este și un banc frumos când zice, măi, am înmormântat soacră, și ce? Păi zice, două baiane a rupt și am băut tătrachiu și samahonca care ne-a mai rămas. Și nici nu, și la urmă nici nu ține minte cum am ajuns acasă. Deci asta se numește pomenire? Noi pomenirea știm ce înseamnă. Am vorbit de pomană, ce este pomenirea și pomană. În felul acesta, noi trecem timpul în zadar al vieții noastre. Și în felul acesta, icoana ne vorbește despre altceva. Aceeași, dacă vreți, scenete a întoarcerii fiului risipitor. Ne arată cum ne întoarcem sau dacă și suntem așa. Totdeauna trebuie să avem îndrăzneală de a ne întoarce la Tatăl cel Ceresc, care este chipul dragostei, chipul blândeții. Iată, iconografia sau, dacă vreți, biserica, care este plină de chipuri, de chipuri care, până la urmă, nu sunt altceva decât demonstrația sau, încă o dată, mărturia acelor sfinți care aici avem închipuiți, dar sunt în raiul desfătării. Cum luăm fotografiile celor dragi și le sărutăm și spunem, iată cum era sau cum este mămica mea, cum este fratele meu, prietenul meu. Exact astfel mergem și noi în biserică și ne închinăm. Mai ales chipului Mântuitorului Hristos. Mai ales chipului preasfintei născătoarei de Dumnezeu. Un oricare părinte, Antonie Blum, mitropolit de Suruș, Dumnezeu să-l odihnească cu drepții, s-a trecut la veșnicie, povestea când în Anglia, pentru că el în perioada sovietică reprezenta biserica rusă, ortodoxă rusă, în această țară, zice, a intrat un oarecare, un de altă credință, anglicană, în biserica unde sluja el și l-a întrebat, dar ce aveți, băi, nevoie de atâtea icoane, de ce aveți atâtea imagini și, în genere, ce înseamnă iconostasul și celelalte pe care le aveți voi? Să sunt așa de multe. Și ce înseamnă aranjamentul lor? Și el îi spune, zice, știu despre biserică, aranjamentul ei și icoanele de aici, aș putea să-ți vorbesc săptămâni la rând, dacă vrei și luni. Dar pot să-ți spun foarte scurt, copiilor tare le place. Copiii n-ai să-i amăgești niciodată și să vedeți cu cât, de fapt, interes copiii intră în Sfântul Locaș. Iată ce înseamnă sărbătoarea icoanelor. Vino și vezi. Vezi ceea ce a făcut Dumnezeu. Vezi cum noi, aici pe pământ, încercăm atât cât ne permite viața duhovnicească nouă și numai decât canonul ne învață, pentru că este un canon, canon înseamnă regulă, să aranjăm Biserica lui Hristos. Nu în zadar. Ne pare rău câteodată când intrăm într-un sfânt locaș și îl vedem de lăsat. În primul rând vorbim de preot. Mai este preot aici? Și ne facem impresia cuvenită și de credincioși. Dar credincioși, cum să roagă? Pentru că noi știm că, de fapt, mulți vorbesc de plată în biserică. Cât costă, părinte, botezul? Cât costă, părinte, cununia? Și celelalte. Deci să știți că în biserică noțiunea de plată nu există. Există de jertfe. Jertfe ce înseamnă? La întreținerea Sfântului Locaș, la înfrumusețarea acestui locaș, la comunalele respective și numai decât la personalul care trebuie să aibă grijă, pentru că unde ne-am botezat, unde ne-am cununat, ne-au înscris în registru acelei parohii, în acei comunitate am intrat și suntem acolo. Iată azi prăznuim pe toți cei care sunt ai bisericii membri sau, dacă vreți, mădulare cinstite a trupului lui Hristos. Așa suntem numiți de Apostolul Pavel, toți cei care ne-am botezat în Hristos.
Cei care în Hristos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat. Deci este, dacă vreți, prima reprezentanță a așteptării noastre și a idealului pe care îl avem pe pământ. De atât, credincioșii nu vorbesc de plată la biserică, vorbesc de casă de milostenie biserică, vorbesc de casă sau, dacă vreți, o insulă a împărăției lui Dumnezeu și o închipuire a bunătăților care v-au să fie. Și aici ne vorbește de fiice dată nouă Dumnezeu, așa cum azi, în Sfânta Evanghelie, v-am vorbit, pentru că citind Evanghelia, noi nu facem altceva decât în mod direct noi vă aducem cuvântul lui Dumnezeu. Și să știți că Dumnezeu ne vorbește. Sunt sigur că mulți dintre noi, cei care citesc, culoarea minte, culoarea minte înseamnă mintea coborâtă în inima lui și apoi sfințită acolo de cel cuvânt al lui Dumnezeu. Deci prin asta noi ne sfințăm întreaga noastră ființă. Iată ce înseamnă culoarea minte. Numai decât își primesc răspunsul. Eu sunt în biserică mai mult de 30 de ani și de multe ori m-am convins că înainte de Sfânta Liturghie se apropie câte o femeie venit sărmană de la țară sau de la spitalul oncologic, nu-i departe de parohie, unii slujesc sau de la cel republican și zice, părinte, am o întrebare la dumitale, te rog să mă asculți. Și întreb, dar eu merg la slujba acum, la liturghie, spune-mi cum ți-e numele să mă rog și pentru matale și te rog să stai după liturghie dacă poți. Și am să stăm de vorbă, te așezi pe un scaun dacă ești mai slăbuță sau poți sta și la aer afară, că slujba prin translația care avem sau de bine și afară. Bine, părinte, bine, că de data am venit să stau și la liturghie. Și după liturghie văd că stă nemișcată pe scaun sau mai departe, mă apropie eu de ea. Spune-mi, mătușă, ce întrebare ai avut? Părinte, mi-am primit răspunsul. Eu spus chiar Dumnezeu, știi, în Evanghelie și mă tale exact, parcă ai știut de ce am să te întreb. Pentru că preotul nu este în biserică, pur și simplu un oarecare actor, cum zic unii, sau un pus politician sau altceva. Preotul de la numele întregului popor din biserică se adresează lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu are de pierdut pe nimeni. Numai decât îi dă preotului acel gând care corespunde cu întrebarea respectivă, chiar și a ultimii mătușe din biserică, care încă nu știe bine sărmănica pentru ce a venit, dar are întrebare chiar la Dumnezeu, pentru că lui îi slujește preotul. Dacă vreți să știți a cui slugă este numai a lui Dumnezeu, și Dumnezeu îl primește astfel. Atunci când el vine cu multă, multă purtare de grijă pentru cei pe care Dumnezeu i-a încredințat să le slujească. Și este un lucru minunat. Deci azi noi putem spune că sărbătorim prin Sfintele Icoane, prin toată lucrarea care s-a lucrat până aici, că aici se pomenesc și sinoadele ecumenici, prin simbolul credinței care îl avem azi și se rostește de mai multe ori de către episcop la soboare mari, sărbătorim sau în plin sens a cuvântului triumfăm pentru dreapta credință care ne-a dat-o Dumnezeu. De multe ori noi întrebăm, părinte, dar oare se vor mântui toți, pentru că chiar Dumnezeu se pierde pe budiști, pe musulmani, pe cei care urmează lui Confuciu sau pe altcineva, mă rog, sunt diferite de altă credință. Părinte, ei ce vor face? Unde vor merge? Iată, e corect, unde vor merge? Dacă țineți minte, noi am vorbit, duceți-vă de la mine, blăstămaților și veniți, binecuvântați-i părintelui meu. Apostolul Pavel zice că păgânii care nu au lege, ei fac lege din firea lor. Iată, Adam și Eva la început au avut lege în firea lor, ei erau sfinți și ei comunicau cu Dumnezeu pentru ca să rămână așa. Cum și noi, ne-am botezat, ne-am sfințit, chipul lui Hristos l-am îmbrăcat și ne împărtășim ca să și comunicăm prin rugăciune cu Dumnezeu, ca să rămânem în strânsă legătură cu El. Și numai atunci când ne depărtăm de la El, atunci greșim. Păgânii însă, neavând lege, au lege în firea lor. Iată, numai după asta lege Dumnezeu ne va judeca pe toți. Și până la urmă, dacă Dumnezeu n-are de pierdut pe nimeni, hai să ne batem capul din noi, în primul rând, cei care ne numim creștini ortodoxi. Oare noi corespundem cu haina botezului? Azi e bine să ne punem întrebarea. Biserica vorbește de triumful dreptei credințe, dar noi ne-o cunoaștem bine sau nu ne-o cunoaștem bine? Iată, ar fi bine să luăm simbolul credinței azi încă o dată și după articole, așa cum l-a rânduit biserica și îl citim în toată dimineața, să-l trecem încă o dată, să repetăm articolele sau regulile sau mărturisirea credinței pentru ca să nu greșim niciodată. Dacă e vorba de articolul al șaptelea, aștept învierea morților și viața veacului ce va fi, să ne dăm bine seama cam ce înseamnă acest articol. El nu înseamnă altceva decât o așteptare cu adevărat. Dar ce așteptăm noi?
Întâlnirea cu cei dragi, cu mama, tata, prietenii, atunci de ce ne temem de sfârșitul lumii? Spunem una și facem alta. De ce îi bocim pe cei răposați când aceștia se duc în viața veșnică, când aceștia merg la Dumnezeu, ca așa spune biserica, când biserica se roagă pentru dânsii cu sfinții, odihnește Hristoase, sufletele adormiților robilor tăi. Dar noi începem să-i jălim sărmanul, sărmana, putea să mai trăiască, și în generii, un egoism aici arată, de ce mai lăsa mamă sau altceva. Deci noi vorbim de o despărțire care deloc nu ține de dreapta credință. Iată, eu consider că, de fapt, dacă vreți să vă controlați cât sunteți de credincioși, gândiți-vă cum procedați dumneavoastră atunci când în viața aceasta, la cea neîmbătrânitoare veșnică a sfinților, petrecem pe cineva, mamă, tată, frate, soră. E ușor la cineva la mormântare, dar la cei dragi ai sufletului tău, cum procedezi? Dacă ai o întristare, dar îmbucurătoare, da, întristați-vă, dar nu greșiți, zice Mântuitorul Hristos. Și puneți-vă nădejdea în mine, că cel care nădăjdește în mine, acela nu va fi respins. Iată, de aceea noi și pomenim pe cei adormiți într-o nădejdea învierii și a vieții de veci. Iată ce înseamnă să fii creștin ortodox. Atunci când trăiești în lumea aceasta, nu existi. Și atunci când, dacă vine ceasul, să mute cineva din cei apropiați ai noștri în lumea aceea, noi știm că îi petrecem pe aceștia în aceeași biserică, dar slăvitoare, pentru că astă lume, aici noi azi ne bucurăm în felul în care ne bucurăm. Și în icoane, în iconografie și în pictura bisericească, în imaginile din Sfintele Locașuri, noi vedem toate acele scene sau descrise în scriptură și apoi în vopseli puse înaintea noastră, lucruri care numai decât sunt adevărate. Iată ce ar vrea să ne spună biserica azi. Înainte urmează încă o săptămână de zile. Eu la început v-am spus de zilele postului și săptămânile, respectiv sâmbetele, care se numesc apomenirii celor răposați, 4 la rând până la sâmbăta a 5-a, când avem sâmbăta acatistilor. Vă rog să nu uitați de pomelnicile care veți să le dați pentru Sfântul Post, pentru că în perioada Sfântului Post deoseb biserică se roagă pentru cei răposați. Vă rog să nu vă uitați, să vă îngrijiți de sufletele dumneavoastră. Vă rog să nu uitați că postul nu este numai mâncare și băutură. Lipsă de mâncare și băutură, biserica este întâi vederea propriului păcat și iertarea păcatului care, celor care ți-au greșit ție. Că postul este pocăința, dar pocăința înseamnă schimbarea vieții noastre. Că postul este milostenia, adică asemănarea cu Tatăl nostru cel ceresc, că și El, Dumnezeul nostru, este milostiv. Postul este rugăciunea, pentru că anume această relație au pierdut-o strămoșii noștri lucruri pentru care au fost izgoniți de rai. Postul ne duce spre culmea sau spre sărbătoarea cea mai mare, învierea Domnului Hristos. Adică prin post, prin celele postului, noi sau nouă ni se deschide raiul, lucru pe care l-a pierdut Adam atunci când am fost puși înaintea acestui post. Iată ceea ce trebuie să le dobândim în perioada Sfântului Post. Acum vreau să încerc să vă răspund la întrebările care de obicei întotdeauna îmi sunt pregătite și sunt adresate de către dumneavoastră. Uvažaimai Oteț Pavel, dragă Părinte Pavel, numai decât îi să frecventez biserica, și în perioada Sfântului Post, eu, de fapt, cred în Dumnezeu. Spuneți-ne, vă rog, e suficient să stau acasă și să mă rog lui Dumnezeu, așa cum știu eu, în înțelesul meu. Vă mulțumesc. Deci, da, vă puteți ruga în tot locul stăpânirii tale. Binecuvintează sufletul al meu pe Domnul. Însă noi trebuie să știm următorul lucru, că biserica este slujba obștească. Și Hristos ne vorbește despre poporul ales sau despre cei care vin în numele Lui, că sunt 2 sau 3 adunați în numele meu. El nicăieri nu vorbește de unul singur. Aceia, când se vor ruga, câte vor cere, toate le vor primi. Iată de aceea totuși sunteți chemați să frecventați Sfânta Biserică și să nu uitați că anume în biserică noi putem să ne arătăm măsura credinței în Dumnezeu, care se măsoară cu dragostea de aproapele, pe care suntem chemați, de fapt, să-l găsim, să-l vedem. Și aproapele cel care este alături de mine. Și mai cu seamă în casa Domnului meu. Pentru că Sfântul proroc Isaia zice, e bine când frații sunt împreună. Iar Hristos vrea să numească copiii săi, copiii lui. Și pe Dumnezeu, Hristos Mântuitorul, ne învață să-L numim Tată.
Iar Tatăl știm că egal își iubește toți copiii. Iată aici e măsura credinței noastre în Hristos, în Sfântul Locaș. Rugăciunea de casă este particulară. Și nu întotdeauna este primită înaintea lui Dumnezeu, pentru că în dependență de faptele noastre, pe când cea de biserică, unde sunt doi sau trei în numele meu, câte vor cere. Deci unul sau altul, toate vă vor fi. Dacă a mea rugăciune nu merge, merge aproapele meu. Și dacă eu vin nu cu judecată de aproapele meu, uite și ăsta nu-mi dă pace, stă în biserică, dar vin cu dragoste pentru el, cu împătimire, atunci numai decât rugăciunea lui, fiind mai bună decât a mea, se înalță la Tatăl Ceresc. Și atunci pentru el primesc și eu cele care mi le doresc să le primesc, mai cu seamă în perioada Sfântului Post. Părinte Pavel, țara noastră nu este atât de bogată. Mulți din credincioși din țara noastră duc lipsă. Acum, perioada economică și problemele care sunt în țară, dumneavoastră le cunoașteți. În același timp, în Moldova, la noi, mulți din preoți umblă cu automobile bune sau au o bună stare mai mare decât a credincioșilor. Este corect ca să fie, după învățătura bisericească, deci virtuțele de către ei făcute a smereniei și a lipsei de lucrurile pioasă. Vă mulțumesc. Deci, eu vreau să vă aduc un calcul sau să vă spun despre lucrurile, cum stau ele în ceea ce privește automobilul. De exemplu, pentru mine particular, automobilul nu este un lux. În automobil eu știu că trebuie să ajung. Dacă m-am pornit la timp la slujbă, dacă m-am pornit să împărtuși un bolnav la spital sau acasă sau undeva la periferii, la fel trebuie să ajung, să nu să strici pe drum, că eu merg cu Sfintele Daruri, merg înveșmântat. Dacă m-am pornit oriși unde, trebuie să ajung, adică automobilul pentru mine este o sursă de călătorie și cea care trebuie să mă ducă la locul cuvenit. În special, poate cei din care vedeți dumneavoastră sunt câțiva la număr și mai cu seamă ei sunt în capitală. Și nu cred că automobilele lor sunt procurate din venitul bisericesc. Vreau să vă spun la bună cunoștință că venitul la biserică acum este foarte mic, așa cum ați spus și dumneavoastră, că creștinii noștri duc lipsă. Și 99% din preoți sunt sub nivelul de consum al vieții. Eu vă dau garanții, faceți doi pași, trei pași, în parohia noastră, Părintele Roman are 6 copii și construiește biserică și are automobil pentru că altă ieșire din situație nu are. Părintele Andrei are 4 copii, la fel, e sub nivelul de consum de fiecare dată cu bani împrumutați. Nu mai vorbesc, eu v-am adus 2 exemple. Un părinte care îl cunosc, Andrei, unul călăraș, sărmanul, este nevoit să lucreze ca taxist pentru ca să-și întrețină și biserica, și copiii, pentru care 3 copii. Și mașina lui nu-i de prima calitate, adică faceți un pas numai, așa mai real, și vedeți cam care este starea în biserică. Dar dacă sunt 2 sau 3 preoți în Chișinău, cred că nu sunt mai mulți, și care au automobil de lux, probabil că ar trebui elementar să... Eu așa aș face, dacă automobilul meu cuiva ar sta înainte și ar zice, părinte, ce matale mai bun ca meu, hai să facem schimb. Sau elementar l-aș vinde și mi-aș lua unul mai așa modest, că am zis să nu se strice. Și cât de cât, pentru că am probleme cu inima și cu respirația, vară să am un condiționer elementar ca să mai pot trăi câțiva ani să termin complexul care l-am început, centru social pentru copiii cu dizabilități, pentru că asta e. Dar... Știți, de multe ori, mai ales din pricina unor canale de televiziune, unde se arată deci cum se strânge așa numitul zbor, să zice, sau adunarea banilor, colectarea banilor, care se fac absolut la toate confesiunile religioase. Și se arată pentru că ele se fac deschis, se merge așa cu un platou, merg 2 bătrâni și strâng. Și iată, eu și acum țin minte, când la publica se arată și că banii aceștia trebuie să fie numărați, trecuți prin mașina de, cum se numește mașina cei de calcul, aparatul de, da, ca la Green Hills, și numai decât, nicio problemă, noi suntem de acord. Numai dacă nu ne ajunge, dar banii ce nu ajung nici pentru 2% din necesitățile bisericii, pentru că chiar foarte puțin se adună, pentru că oamenii sunt foarte, foarte săraceați. De exemplu, este o mare greșeală atunci când
vizibil, oamenii se uită la acele monede, care nu înseamnă altceva decât dragostea oamenilor pentru sfântul locaș al lor. Noi, de fapt, azi ne întreținem. De la câțiva oameni care vin și din sursele lor bănești, părinte, vă rog să luați banii mei pentru, știu că la sfântul locaș este nevoiat. Chiar acum am avut de plătit 32.000 pentru căldură, am scos de aici electricitatea și apa, numai pentru una din lunile de iarnă. Și m-am adresat pe amvon, oameni buni, ajutați-ne, că nu avem acei bani. 12.000 le avem, celelalte nu avem. Ce credeți că într-o săptămână de zile? Și cine au venit? Acei care s-ar părea mai săraci, cu copii mai mulți, cei mai bogați nu vin. Care cu 1.000, care cu 2.000. Exact 32.000 am avut a doua zi când o trebuit să plătesc gazul. Și slavă Domnului, așa le aranjează Dumnezeu. Iar dacă ochiul tău te smintește, zice Scriptura, scoate-l și aruncă-l de la tine. Nu vă smintiți, vă rog, în ceea ce privește bogăția bisericii, că biserica are atâta bogăție cu care poate sluji numai credincioșilor. Și eu întotdeauna, de mine răspund, personal, am știut să mă folosesc de lucrurile care îmi sunt strict necesare sau de necesar. Și așa le doresc și tinerilor la Taina Sfintei Cununii. Când aceștia nu mai își încep viața, vă rog să aveți necesarul, nu faceți rezerve, nu țineți pentru zile negre, nu puneți bani în bancă, dați părinților voștri dacă aveți în plus și dați celor lipsiți. Și dacă o să dați celor lipsiți și vouă Dumnezeu să vă dăie necesarul în toate zilele vieții dumneavoastră, așa vă îndemnăm și pe dumneavoastră să faceți. Acum vreau să vă mulțumesc pentru că m-ați ascultat și ne întâlnim cu bine de acum duminica viitoare. Sper în săptămâna aceasta să ne întâlnim în Sfântul Locaș. Dacă aveți întrebări de felul acesta, cu dovezi, eu sunt gata să stau în biserică cât este nevoie și să vă scot orice dubiu a dumneavoastră, orice întrebare, ca nimic să nu stea între noi slujitorii și dumneavoastră credincioșii și mai ales nimic să nu ne dispartă de Hristos. Să fie slăvit Dumnezeu!